N-am dormit nici foarte bine, nu zic foarte bine, n-am dormit nici bine, mâncarea este puțină, condițiile sunt optime, ca de obicei este Survivor, e destul de greu, dar cred că sunt mult mai motivat decât ieri. Ok, v-ați dormit bine? V-ați dormit bine aseară? Asta vreau să zic, și v-ați dormit nașpa? Cel mai nașpa. Eu n-am dormit deloc, am dormit doar o oră, a plouat, a fost aiurea, am fost... Pe mine la un moment dat mă plouă pe pată, stăteam așa și... Erai prea obosit să te... Da, exact, da. Aseară la Consiliu a fost un pic surprinzător din punctul meu de vedere. Nu mă așteptam ca Emma să primească două voturi. Emma. Două voturi Lola, două voturi Emma. Știam că este luată un pic în vizor de către Lola, dar mă așteptam ca Lola să aibă verticalitate și consecvență și să mă voteze pe mine în continuare. Mă așteptam să fiu nominalizată. A zis Remus că iarăși voi fi eu răstignită până nu mă omoară. Au românii o vorbă, nu mor caii când vor câinii. Eu de fiecare dată când votez strict ce se întâmplă pe traseu. Am considerat că Emma trebuie votată. Pentru simplu fapt că pe traseu, chiar dacă în ultimele două jocuri a adus puncte, la celelalte am văzut-o dintre noi fetele fiind cea mai slabă. Echipa a votat cu Lola, eu am votat-o pe Emma. Asta a fost să fie. A fost votată Lola și nu pot schimba nimic. Deci noi astăzi cu resursele care mai le avem, astea puține, minime, trebuie să dăm totul pe teren. Hai să-i punem și pe ei la încercare un pic. Hai să-i punem. Am avut o perioadă grea ca și ei. Oricum s-au culcat și pe ureche. Au 5 jocuri de imunitate câștigate, da. Și s-au, bă, îi batem. Da, hai să le întoarcem. Hai să le dăm puțin peste nas, să încredere. Bă, și modest, da, să fim modest. Păi asta zic, cine intră pe traseu să dea tot ce poate. Modest câștigăm. Starea echipei mele este un pic asemătoare ca și a mea, pentru că exact ca și mine am trecut printr-o furtună, ne-am recalibrat. Ne-am spus toate ofurile, am devenit mai toleranți unii cu ceilalți și devenim din ce în ce mai focusați pe, de fapt, ce contează. Ăla e detaliul ăla, vorba fiecăruia, că avem un criteriu în cap și probabil că ăla e un criteriu ăsta de, bă, nu face puncte, acolo important ce face. Important e să câștigăm și să-i vedem ce o să... Asta sunt și eu curios, chiar curios dacă, eu cred că ăsta e ultimul... E ultimul punct, ca să fiu așa sincer. Aha. Cred că dacă le dăm pe asta, ei sunt gata. M-am impresia că Adriana are un moment de anxietate. Cred că puțină paranoia s-a infiltrat acolo undeva și are impresia că noi nu o susținem sau nu îi oferim destulă încredere, pentru că ultimele jocuri a pierdut și este normal. Și eu am pierdut multe jocuri și mă simțeam așa puțin demoralizat. La început, la primele meciuri, ați văzut, luam de fiecare dată punct. Intram punct. Pentru că aveam încrederea voastră. De la 2-3 zile, 2-3 meciuri, nu mai simt încrederea când intru pe teren, când haide că vii cu punct, vii cu nu știu ce. M-am dus pe traseu, se auzea cri-cri, cum zici tu. La ultimul meci am simțit că atunci când m-am dus spre să intru în joc, colegii mei nu mă susțineau. Și mai ales atunci când s-au făcut alegerile, eu de obicei eram propusă să aleg pentru că eram cea mai bună și trebuia să joc. De data aceasta nu s-a spus nimic. Suntem din ce în ce mai aproape de momentul în care va fi fiecare pe compărul. Știu. Atunci nu mai va mai fi nimeni în spatele. Exact, că asta dacă spun. Nu da, atâta timp cât e echipă, singurică. Cât e echipă, eu am nevoie de chestia asta, pentru că eu ca să fac parte dintr-o echipă. Din punctul meu de vedere, Adriana a intrat într-o zonă puțin cenușie. Nu pot să știu exact în ce direcție mergeau lucrurile din punctul ei de vedere, dar
pot să spun ce simțeam eu. Eu simțeam cumva că am ceva să-i datorez. Era vorba de ownership și nu partnership. Și modul ăsta de conviețuire cu mine, pe mine unul mă deranjează. Nu simt că datorez absolut nimic nimănui. Uite, când vreau să vorbesc, sare cineva cu gura. De asta nu vorbesc. Bine. Gata, mă, gata, ia. Lăsați-mă să vorbesc 20 de minute și până vorbim și noi ce are de zis. Că eu mor când am de vorbit, dar nu vrei să dialogăm. Ai zis ceva am și noi te-am răspuns. Andrei, în momentul, lasă-mă, ascultați-o. Eu știu ce zici, dar eu sunt de părere că oricum noi toți, când ne gândim la tine pe traseu, ne gândim la punct sigur. M-am simțit oarecum prost, pentru că eu de când am venit aici tot aduc puncte. Se mai întâmplă să mai am zile proaste, cum sunt zilele acestea de n-am mâncat și sunt foarte obosită și stresul de aici e foarte mare. Am început să cedez. Corpul meu cedează. Crede-ne că noi strigăm cu toții la tot. La fel, și ai zis când zicem, noi facem 3-2 și Adrian, nu. Strigăm, frate, că așa ne simțim să strigăm. Doar că e probabil ca tu să nu mai simți acele încurajări, pentru că tu ai alte gânduri, sau overthinking, cum zicea Amy, și crezi că cineva nu-și mai dorește așa de mult să câștigi tu. Cred că Adriana vrea cumva să o ajut să-și dezvolte această parte emoțională mai mult, dar deocamdată ea este închisă la a primi sfaturi sau direcții în ceea ce privește partea emoțională, de aceea am lăsat-o un pic să se liniștească apele. Noi nu suntem vinovați de ce înțelegi tu, înțelegi? Noi suntem vinovați de ce facem. Și eu cel puțin îi văd pe colegii mei când strigă la fiecare. Bă, într-adevăr, suntem obosiți. Cum strigăm la tine, strigăm și exact. La tine. Da. Cum tu, adică nu facem diferență de genul ăsta. Așa încurajăm și pe Andrei și pe toată lumea. Nu, dar tu când la ceremonie când am fost cu Dan, tu ai zis că după ce s-a pierdut meciul, noi nu am venit la tine. Aia a fost, nu cu asta ce ai zis tu acum. O să vedeți că la un moment dat Adriana va ieși din zona asta cenușie a Lolei, zona asta de influența Lolei și va spune exact ea cum a fost lucrurile. Pe traseu, mie mi se pare că ea aduce puncte, chiar nu știu. Probabil că e mai timidă, să zic așa, pe insulă și nu prea se bagă în seamă cu toată lumea pe insulă, cum mulți fac. Sunt un luptător, sunt un războinic și vreau să văd partea plină a paharului, știu că ploaia aduce belșug și vreau să cred în continuare că în sufletul meu e focusul ăla mare. O să dau clar, ca și până acum, totul pe traseu și să mai vină soarele și pe strada noastră. Se pare că nu a fost suficient timp pentru războinici să facă o strategie nouă și cred că a fost cea mai la îndemână să o voteze pe Lola. Surprinși de important. Alegerea de aseară de la Consiliu? Nu, no, deloc. Nu era timp să se facă prea multe strategii. Era între Lola și Lola aseară. Dar surpriza a venit din partea Adrianei, părerea mea. Surpriza a venit din partea Adrianei, că a răbuvnit. E dezamăgită de echipă și s-a pus cu Lola, care Lola e ca și eliminată. Aseară au ieșit niște chestii la iveală și sunt Adriana cu Lola, cu încă cineva, parcă băieți sunt de o parte, nu știu ce să mai zic. E cum era și la noi când eram nominalizați, toată lumea se certa, toată lumea avea ceva cu cineva. E normal, sunt normale chestiile astea, sunt caractere puternice, caractere diferite și nimeni nu lasă unul de la celălalt. Eu încep să cred că atunci când ei ziceau că sunt o familie, se refereau doar la
câțiva dintre ei, pentru că nu-i normal, dacă era și Lola inclusă în acea familie, acum să o trateze așa. După atâta timp de stat pe insulă, cu siguranță sunt oameni care se fuzionează mai bine, care se înțeleg mai bine, care sunt în aceeași direcție probabil și oameni care, nu știu, se separă de grup într-o formă sau alta, depinde de conjuncturi. Și am simțit aseară că Adriana este de partea Lolei. Bă, dincolo de toate, să nu ajungem la impostura asta, e cel mai important și astăzi să... Da, bine, bine zis, Elena. Da, să fim noi modești și să tragem cum am făcut-o și până acum. Se pare că astăzi am fost, e mult spus, psihologul Adrianei. Am stat și am discutat puțin cu ea. La Eva te gânde? Stai seama, numai la Eva mă gândesc de când stai aici. La Eva, la părinții mei. Tu stai cu ai tăi și cu Eva sau? Da. De ce de forță? Dacă nu te super că te întreb. Băi, eu am avut o relație de 11 ani cu fostul soț. A fost o relație foarte frumoasă la început. Ne iubeam foarte mult. La 17 ani m-a cunoscut. Eram un copil. Mai am în liceu sau? În liceu eram, da. Când am rămas gravidă, au început certurile. Pentru că el nu credea că e a lui, copilul lui. Eu stăteam cu el și stăteau și părinții lui cu el până când s-au mutat la curte și ne-au lăsat pe noi în casa, apartamentul lor. După ce am rămas gravidă și prima zi când am aflat că sunt gravidă, m-am dus în baie, mi-am făcut un test de sarcină și când m-am întors, el era în hol, se descălța. Eu săream în sus de fericire, el mi-a spus... Ce ai făcut? Ai desenat cu markerul? Și momentul ăla n-am știut cum să reacționez, am început să plâng, dar în mare parte erau lacrimi de fericire pentru că îmi doream lucrul acesta, vreau să am un copil, îl iubeam foarte mult, chiar dacă ne certam. Când venea acasă era foarte nervos. Îmi zicea, de ce ne-ai spălat aia, de ce nu mi-ai făcut de mâncare, de ce... Și erai gravidă. Eram gravidă. Eram în luna 8-a. Man. Stăteam la etajul 4 din 4. Trebuia să mă duc la cumpărături, să urc 4 etaje. Timpul a trecut. Eram în luna 8-a. Venise odată seara foarte nervos, ne certasem foarte rău, erau și părinții lui acasă, eram în dormitorul nostru și dintr-o chestie m-a certat oarecum și m-am împins. Și am căzut cu burta, partea dreaptă de calorifer și încă am un semn acolo. M-am speriat, știu că i-am spus mamei lui că m-am prins și că m-am lovit. S-a uitat, ea mi-a zis că nu e nimic grav. Mi-era oarecum așa frică să plec de la el, de atunci, de când m-am lovit. Am rămas cu el, tot ne certam, am născut. Născut-o pe Eva pe 24 decembrie 2015. Pentru mine, după ce am rămas gravidă, a fost o relație toxică și mi-a fost foarte teamă să plec și nu știam ce o să fac singură cu un copil. Nu știam dacă o să mă descurc, nu știam unde să locuiesc, nu știam dacă părinții mei o să mă accepte, nu știam nimic.
fost să tot aveam meci în a doua zi și Eva plângea, a plâns toată noaptea de colegi, dureri de colegi. Și a venit nervos în cameră. Nu o să uit niciodată chestia asta. A zis că... Pune-i căluși la gură că nu o mai suport sau aruncă-o pe geam. Când a spus chestia asta, m-a făcut în 9 ani, 10 ani cât aveam cu el atunci, toată iubirea mea a plecat pentru el. Să spui chestia asta când e copilul tău, m-a durut foarte tare. Nu zic că nu iubește. Eu sunt sigură că o iubește foarte mult pe Eva. Doar că în momentul ăla de furie a spus ceva ce m-a făcut pe mine să-l urăsc din tot sufletul. Eva avea un an și... 2 ani și un pic. Era sfârșitul februarie. Era frig afară. Ne-am certat foarte rău. Am chemat poliția în ziua aia. Eva plângea foarte tare. O aveam pe Eva în brațe. M-a tras de păr. M-a dat cu capul de pereți. Știu că m-a trântit pe jos. Eva era în pat, plângea. M-a apucat cu picioarele de gât. El stătea în picioare, eu eram jos și m-a luat cu picioarele de gât. N-am știut ce să fac atunci. M-am speriat foarte tare. M-am închis cu Eva în cameră. El dădea cu picioarele în ușă. Era foarte nervos. Mi-era foarte frică, nu de mine, mi-era frică de Eva. Și în momentul ăla, când am văzut-o pe Eva, cum era ea desperiată, am zis stop, până aici, pentru că nu vreau să crească Eva în așa ceva. M-au surprins foarte multe chestii pe care mi le-a povestit la un moment dat. Parcă, nu știu, aveam așa un sentiment de furie când îmi povestea prin ce a trecut cu soțul ei. El nu știu unde s-a dus. În câteva minute am putut să o iau pe Eva în brațe, să-mi iau actele din casă și să plec. M-am apucat în taxi, l-am văzut că vine alergând, că m-a văzut că m-am intrat în taxi și a apucat un pic să tragă de ușă, dar i-am zis taximetristului să... fugă, să plece. Mi-era frică, mi-era frică să mai rămân cu el acolo. Primul meu gând a fost unde mă duc. Nu știam dacă ai mei o să mă primească cu un copil. Mă gândeam ce o să fac eu pe stradă. Și atunci când am ajuns la ei mei acasă și eram plânsă și cu sânge pe față și m-au văzut, m-au primit cu brațele deschise. Adriana... Da, wow. Eu am venit aici la Survivor să-i arăt copilului meu că sunt o mamă eroină. Și ea o să, știi care e faza? Că și ea o să fie mamă la un moment dat. Și ea o să învețe de la mine. Adriana mi se pare o fată, dacă nu cea mai puternică fată pe care am văzut-o aici. Am foarte mare respect pentru ea. Eu să plâng. Bravo, mamă. Mm-hmm. Warrior, mami. Warrior, mami. O iubesc enorm de mult pe Eva. Îmi iubesc foarte mult părinții. Și... aș vrea să-mi cer scuze și iertare. Părinților mei, a avut de-a face cu o persoană
cum era soțul meu. Eva, pentru mine ești totul acasă. Eu sunt aici pentru tine. Pentru tine și pentru părinții mei, pentru mamaie și pentru tataie. Vreau să le demonstrez lor, vreau să-ți demonstrez ție că sunt o femeie puternică și să ai ce învăța de la mine. Vă mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați de canalul nostru de YouTube! Link-ul e aici! Iar mai multe detalii aici sau aici!